turneu din Slovacia? Au fost câteva jocuri foarte interesante și foarte utile pentru noi, pentru legarea relațiilor de joc. Echipa a crescut de la joc la joc și spre sfârșitul turneului din Slovacia a arătat o formă bună. Suntem încrezători în șansele echipei noastre și așteptăm cu nerăbdare începerea campionatului. Urmează încă un turneu în Baia Mare, cum vedeți această competiție? În primul rând, după aceste două jocuri pe care vrem să le facem, chiar trei, pentru că facem și un joc cu jucătoarele care au jucat mai puțin în turneul din Slovacia, o să definitivăm lotul și putem să luăm atunci o decizie cu jucătoarele care vom aborda nou sezon competițional, atât pe plan internațional cât și pe plan intern. Care este situația de sănătate lot? Pino, Perian, cum sunt? Vor intra. Perianu deja intră la antrenamente și sperăm și Alison să nu aibă ceva grav și să se alăture lotului cât poate de repede, pentru că echipa are nevoie de ea, cum are nevoie de toate jucătoarele cu experiență. I choose Baia Mare because of the challenge. Of course, for me, it's good to play. My wish is to play Champions League. I know that the club is not yet qualified for the Champions League, but we have a good chance. You play a few games with the team. How do you find it? Of course, I think we are a good team, but we have to improve many things because this is the beginning of the season. We have many new players, and the coach also changed. So we will start from the ground, as I said, and I think we will be better in the future of the season. How do you find the teams in Champions League you have to play with? Of course, they are stronger than us, but it doesn't mean that we cannot fight for our place. We have, if we qualify, Larvik, Rostov and Krim in the same group. So we will see how it will be. I think the rest of the preparation will show up what we can do. Your knee? I cannot say anything right now about my knee. I'm just waiting the confirmation of the doctor to speak about it. Thank you. Pentru noi a fost un turneu destul de puternic, deoarece suntem abia la început. Încercăm deocamdată să legăm relațiile între noi, pentru că avem și jucătoare noi, avem și un nou antrenor. Încercăm să facem tot posibilul, cât mai curând să intrăm în lucru bun. Și cum crezi că sunteți în grafic? Desigur, noi ne-am pregătit foarte bine. Am fost și în cantonament, am alergat ca nebunele. A fost ok. Acum să sperăm că nu se accidentează nimeni în perioada asta, pentru că avem nevoie de orice jucătoare. Ai dat cele mai multe goluri. Revenire în forță? Nu știu, eu sunt de părere că îmi fac treaba. Atât. Nu am revenit în forță. Eram în forță și sezonul trecut la sfârșit, dar asta e. Nu mai contează. Cum ți se pare echipa de anul acesta față de cea de anul trecut? Sincer, mi se pare mult mai unită asta și mai completă și fără foarte multe straniere, ceea ce pentru noi româncele mult mai bine, deoarece nu avem foarte mult de acaparat și nici pe ele nu trebuie să le completăm așa mult. Mersi! Nu ți le mai dau. Nu, 6 mii de euro. Când merem la ei pe joi? Ieri l-am sunat, eram la 20 de metri de euro. N-am contrat, n-am așa nimic. Eu cred că de aia secretul mai. Da. Să vă mulțumim, primarul, cum a fost la turneu?
place lui, asta nu place mie. Nu știu ce care are cu chiar vorbim cu Dana, nu mă întreba. Ia, nu știu. Another one.